Mergem mai departe. Unde noi ne aflăm acum? Povestește-ne, te rog. Noi ne aflăm pe strada Zadnipru 4, bară 1. Eu acolo geamă etajul 3. Geamă meu. Eu acolo ieșam, stăteam. Acolo prima dragoste eu am stat și am mă uitam. Apropo, era undeva în scara ce? Era o fetiță, eu aveam 14 ani. E, câte istorie. Cum o chema? Stela. Ținut până acum. Dar ăsta e copacul, nucarul, care eu l-am sădit împreună cu taicul meu. Uite și de mare s-a făcut. Și apropo, brazii care îl vezi aproape până la etajul 6, el era mult mai mic. Eu cred că el era la nivelul etajului 2 sau poate chiar puțin mai sus de 1. Și uite acum cât de mare s-a făcut în, nu știu, dacă eu am plecat din anul 2000, el a fost sădit undeva plantat prin 84-85, cred. El acuș are aproape 40 de ani. Vorbesc de nucarul ăsta. Da, și iată aici, undeva prin partea asta, era zona unde noi ne adunam cu băieți. Noi eram 8 inci. 8 inci diferiți de toată ciocana, în sensul, noi știm fenomenul de gop-stop, da? De băieți. Băieți serioși, băieți care erau cu degetele așa. Eu nu cred că mulți din ei mai sunt în viață, eu nu știu ce s-a întâmplat cu toată lumea asta, unde a dispărut toată lumea asta. Poate unii s-au luat în mâini, cum se răspune, și au început să-și caute de treabă și au și meserii și familii și multe, multe alte chestii. Nu că asta ar fi sensul în viață, dar cel puțin
nu s-au ocupat de prostii, pentru că un băiat acum așa, un fapt divers, unul din ei la 15 ani a fost găsit omorât cu vreo 30 de cuțete în el, într-o chestie de asta de canalizare. Îți dai seama că nu de lucruri bune și nu de oameni buni au fost. Era un criminal pe aici, așa, uite, noi eram 8. 8 din familii care eram diferiți de toată povestea asta, noi ascultam muzică rock, noi am început o leacă să creștem plete, chestii, și ei pe noi nu ne atingeau, au fost niște așa, niște aluzii, și purtați voi păr lung sau chestii. Dar oricum atunci când crești cu, așa zis, și gopniși, crești împreună, tu ești cu dânsul coleg și el nu mai atrage atenție. Asta a fost. Eram așa ca un ghetto, știi? Noi eram ca un ghetto între ei și erau mulți prin casele vecine de acolo și de acolo și aici veneau diferiți oameni ciudați, cu tatuaje, de cele făcute aici scrie Vania, Colea sau nu știu chestii și mulți, unul ieșise din pușcărie și fix a stat o lună, după asta l-a băgat înapoi în pușcărie. Mă, în scurt, mie și una de istorie și noi, uite, eram 8 diferiți de toată povestea asta, da, de ciocana, de toate, nu știu. Cine ați fost? Poți să-i numești? Chiar pe nume poate. Păi acum să dau nume, până la urmă nu contează. Era fratele meu, sigur că era, după asta el cumva s-a retras, s-a căsătorit și a plecat. Eu vreau să spun că eu aici l-am cunoscut pe Ghena Barbu, Toboșaru, care de fapt a adus un val nou de gândire muzicală, pentru că eu eram crescut cu Scorpions, cu Judas Priest sau cu, mă știu eu ceva acolo, gen Metallica, anii 84-80, da, sau Def Leppard sau Deep Purple, bineînțeles, Doors și tot așa, și Ghena Barbu a venit cu muzică grunge, a venit cu Red Hot Chili Peppers, a venit cu Faith No More și cu Pearl Jam și cu nu știu chestii și a schimbat așa. Și el de timp a fost și este așa un tip deosebit, Ghena, care... Stilnic. Da, băiat stilat, cu gândire. El de fiecare dată voia să fie înaintea tuturor și tot timpul venea cu noutăți, dar ați ascultat bandul ăsta. Dar formația asta s-a ascultat, de aute ești și Toby, de aute ești... Că tot datorită lui să fiu și la primul concert din viața mea, la Cuibul, la Maison, pe vremuri. Fantastic experiență generală, Toby, Igor Dinga, tânăr, toată lumea. Eu țin minte acea experiență fantastică. Și cred că, nu cred că, dar sigur, bazele formației s-au pus că tot aici, că nu este team, pentru că eu l-am dat cu un coleg de meu la mine în odaia mea, noi am luat niște chitări de la școală și cântam Beatles în doi, eu la bas, el la... Eu de atunci nu știu că am prins basul, el era la chitară. Pe urmă a venit un al treilea, avem o tobă de asta de pionieri, știi? O tobă de pionieri și noi încercam să improvizăm niște chestii. Așa că eu pot să cred că cel puțin muzica din mine, care am pornit-o noi, s-a pornit atăiși în geamul și el s-a uit atăiși în curtea asta și în acești 8 oameni care gândeau diferit, pentru că noi cam ascultam aceeași muzică și eram îndrăgostiți de aceeași muzică, da? Și a fost fain, adică chiar o nostalgie, treaba când ne aflăm aici, faptul că suntem aici, chiar așa e o nostalgie cumva, da, foarte fain. Câți ani ai trăit aici, la Ciocana? 17 ani. Și când ai plecat? În 2000, deci eu din 83. De la 6 ani, din 83 până în 2000 am stat aici, după aia din 2000 până în prezent deja stau în centru. Bun, am mai plecat pe la telecentru, dar stau aici, stau în centru mai mult. Și iată, asta e. Noi pe scările alea plecam la magazin, în deal sau după kvas. Asta era unicul deliciu, mă rog, pe verile toride de atunci, că tot era foarte cald și trebuia, vine butoiul cu coasă, dacă știi. Da, da. Și luam, și nu luam doar un borcan de 3 litri, dar luam două, pentru că un borcan de 3 litri îți ducea în 5 minute. Luam două borcane și mai aveam încă 5 copeci pentru o halbă acolo pe loc. Era o chestie faină, foarte faină. Multe lucruri s-au mai schimbat. Aici era un garaj, acolo erau altfel construcțiile. Aici era totul altfel, da. Poate mai rămas, eu nu știu, cred că scaunul ăsta mai rămas de atunci. Pentru că ți-mi așa era scaunul. Scaunul tot așa era înfipt și pe partele, toate erau aiurea făcute, mă rog. Da. Dar mă bucur că grădinița asta, băi, un caz foarte interesant cu grădinița asta.
La un moment dat, la ora 3 din noapte, dintr-un pavilion unde se joacă copii, dar la noaptea, la 3, normal că noi dormeam cu geamurile deschis, un tobușar a început să bată în tobe. Dar așa, cum trebuie. Mă nu spune că a fost Gena Barb. Eu nu știu ce era Gena Barb, dar au cântat așa vreo 5 sau vreo 8 minute, pentru că aici, în blocul ăsta, era sector de poliție. Mm-hmm. Și la un moment dat, de acolo s-a auzit poliția care venea și cred că și la un moment dat el a început să fugă. Pentru că eu am ieșit pe balcon la un moment dat să văd ce se întâmplă. Și asta a fost așa un fapt divers. Cu un toboșar anonim care noaptea la 3 început, asta era un protest de lui, cred că. Asta când a fost? Prin ce ani? 90? 90 și, da. Plus e că Scara și E3 era primul videosalon din blocul nostru cu rublă, toate filmele care le știți voi, cu Jackie Chan, cu da. Van Damme, Bruce Schwarzenegger. Și prima erotică. Я с ними ягодка созрела. Не знаю, как это романа. Не знаю, что это фильм. Era 18+, или 16+, но я имел 14+, и им дали 1,50 рубля. Ну, 1 рубль, что я сказал. А, интрат, и нема. И мы... Era o chestie de erotic, dar tu îți dai seama că prima dată vezi în viața ta, adică pot spun că da, aici Ciocana m-a creat în sensul bun a cuvântului, pentru că și datorită găștii este. Apropo, un bloc mai în spatele blocului în care am stat era Bogdan Dascăl cu Mariana de la Ciocana. Mariana de la Ciocana e personaj viu, este un personaj adevărat, acum stă în Germania și Mariana era, asta e posta prietena lui Mamba, Marcel Toboșaru. Și atunci ați minte când textul s-a făcut, că Mariana, Ciocana, bun, era și rima asta, știi, că să fie rima, dar Mariana este un personaj adevărat. Adică, cumva, și rima. Sigur că marihuana și chestiile astea au fost puțin subte din deget, pentru că eu nu pot spune că noi am avut o adolescență marihuaniană, da? Dacă putem spune așa. S-a fumat, că toată lumea, cred că toată lumea a încercat la viața ei să încerci marihuana sau chestii, dar eu personal n-am avut niciodată un interes special pentru această, hai să spunem, stare deosebită de, da, așa, cu o bere, cu un pahar de vin, cu vorba și aia, știi, noi eram tradiționaliști, cu alcoolul, știi? Ne adunam, de orba, așteptam cu nerăbdare părinții să duc undeva la țară și zic, azi la mine facem chef. Sau alții spune, azi la mine facem chef. Sau la dâns. Da, și ne adunam și acolo, mie și una, luam gitară și chestii, fete, băieți. Și gălăgii, că vineau vecinii, au, păsări cu mănâncă aici. Vineau vecinii și băteau la ușă, băi, n-aveți rușine, băi, băi, băi. La un moment dat, hai să vorbim mai încet, cântăm mai încet. Adevărul că a fost foarte fain. Eu îndrăznesc să spun că am avut o adolescență foarte interesantă, foarte plină, consistentă, da, cu multe evenimente, cu diferite evenimente. Și până la urmă, chiar și partea asta de gop-stop care era pe aici a tot a dat o nuanță specială. Pentru că la un moment dat am înțeles și bine rău, pentru că noi vedem pe personajele astea și o spuneam, eu nu vreau să fiu ca ei. Ei pe mine nu mă interesează, eu nu vreau să fiu așa cu chestiile astea, cu simple și grebănos, să șeri bani de la oameni, de un leu, hai, și pățan, chestia, adică... А если найду, да? Да, 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 cu кто-то по жизни, да, что-то треба, asta care mi-e îmi pare atât de degradantă și neinteresantă. Din cauza asta, eu știi cum spun, tu ce să faci spre bine și... Apropo, doar un singur sau doi, că nu mă știu, aici stăm la etajul întâi, a rămas Sandu Suchirca. Sandu Suchirca, el a rămas din gașca noastră, unicul care a rămas aici trăiască, că el aici stă. Nu știu, este pe acasă, dar nu-l mai deranjeam azi, că omul sigur că așa are viața lui. Și mai era Aurel, care a fost plecat, dar am înțeles că s-a întors și el stă în Scara 6. Asta sunt din cei care, din gașca noastră, care au mai fost, așa că tot și aici a mai rămas cineva. Da, dar noi toți ceilalți ne-am împrăștiat, cum s-ar spune. Și apartamentul ăsta l-ați vândut? Da. Și știi cine trăiește pe acolo? Da, nu știu cum, dar era un vorbă de polițist care cu părinții a negociat atunci. Uh-huh. Și el a cumpărat acest apartament, decât știu eu.
Dar văd că s-au mai aranjat și văd că de la etajul 2 până la etajul 5 sau 4 s-au au făcut reparații și chiar și fața. Da. Și-au schimbat și au au făcut lucrurile să fie mai bune, dar am prins vreo două geamuri din perioada mea fără schimbări. La etajul 1, la etajul 1 sunt fără schimbări geamurile. Și eu cred că acolo, la etajul 7, dacă vedeți, iată fix, deci atunci toate erau iată în seria aceea, unde unde pâlpâie, da, așa o perdică. Păi vedeți că așa cu alb și cu negru, așa e un elastic negru, păi iată, toate geamurile erau așa făcute. Acum ele s-au mai schimbat din câte vedeți. Și s-au mai... Și acest mozaic care stă, vezi, pe tot perimetru, așa un mozaic alb cu... Asta e varianta clasică, seria 143. Da, cu siguranță că ăsta era mult mai jos, eu vedeam de la geamul meu, vedeam foarte multe lucruri ce se întâmplă afară. Și am avut și noi o treabă, care spuneam, noi aruncam de la balcon, cu mere, cartofi, cu chestii mai băhlite și eu țin minte odată, așa mi-a stat rușine de mine și de atunci, nu, cred că n-am mai aruncat de atunci. Era o doamnă, fetiță, o domnișoară, toată în alb, ieșit pantaloni albi, avea un sacou alb, fantastic. Așa mai mult, parcă era de blugi de astea, din denim, știi, din material, denim. Numai că alb. Și bănesc zice la o întâlnire. Vopsită chestie. Și aveam o roșie care nici nu puteam să o țină în mână. Așa de băhlită era. Dacă eram rei, eram adolescent, în vreo 14 sau 15 ani, nu mai știu. Și eram cu un coleg de meu. Și uite așa am făcut numai. Ea trecea și așa am făcut. Și am intrat în casă, știi? Și aud deodată. Și eu început să plâng. Pentru că eu am nimerit pe spate și că așa i-am făcut. Și tot era în roșu, cu băhlit, cu nu știu ce. Și am simțit atât de vinovat și atât de criminal. Că i-am stricat poate viața fetei, eu nu știu. Și atunci am zis că nu mai fac prostii, sau cel puțin nu mai arunc în fete frumoase îmbrăcate toată în alb, știi? Dar e așa de tare am început să plângă că eu am zis că în viața mea nu mai fac așa prostie. Adică am fost și huligani la momentele noastre. Eu țin minte odată unul chiar a venit să ne bată, băte la ușă, că eu am zis, vă găsesc chestia. Ei, și o mie și una. Deci asta e o emisiune aparte, separată de povestit adolescența. Da, a fost foarte interesant. Și în același timp eu știi cum n-aș schimba nimic, pentru că nu cred că dacă eram în altă parte, lucrurile aveau să fie alte. Erau la fel, poate era alt 8, eram, dar tot. Și eu cred că tot undeva aveam să găsesc tot să fac muzică după asta, muzică sau teatru, pentru că contează foarte mult și familia, contează părinții, pentru că normal că nu vreau să supăr pe nimeni, că dacă părinții unora nu-s din artă, sunt mulți care fac muzică, neavând părinți în muzică sau în artă, da? Dar totuși ești mai predispus atunci când ai. Taică-mi era actor, director de teatru, eu eram tot timpul la teatru și vrei, nu vrei, tu stai mai mult în domeniul ăsta, da? Mama a lucrat la radio, tot fost actriță, da? Și adică sigur că tot cercul de comunicare era unul din sfera culturii, din sfera artei, da? Și tu vrei, nu vrei, te mă lipsești de asta, vrei, nu vrei, intri în circuit, în gândirea asta, da? Din colegii mei, nu toți neapărat erau din părinții lor, dar erau din intelectuali, erau din oameni cu studii superioare, erau din profesori, erau din ingineri, erau din... Pentru că pe vremea sovietică și era, trebuie și ori inginer, ori profesor, ori medic. Da. Da, astea erau meseriile de bază, cele mai, așa să spunem, punem temelia, da, nucleul societății din perioada respectivă. Așa că am reușit multe. Da, mi-aduc aminte când a fost criza de energetică din 92, iată aici făceam mâncare, tatăl meu. Cuptor. Da, cuptor, făceam pe niște cotileți. Da. Era tot vara, dacă ții minte, nu era gaz, chestia, da, era război din Transnistria.
Așa că am trecut 1001 de istorie, sau când erau cutremurile din anul 86, 89, 91, toți ieșeam afară și toți aici eram, dar primele două scări erau în cămin. Și erau din aceștia care trăiau la cămin. Apoi, tot, dacă am ieșit afară de la cutremur, și ei permanent jucau volei. Și era vara, și jos cu somnul ești de volei, și nu știu să joci și volei, știi? Lumea stăie înfricoșată, mă rog, dar băieții făceau, da, jucau volei, era fain, mă rog. Și sigur că era altul, nu erau parcările astea pentru mașini, atunci, în general, mașina nu putea să-ți ia afară. Era foarte periculos și era o parcare în deal, lângă pădure. Era o parcare și toți duceau mașina, a, și noi am avut garaj, în vale, în vale, în vale, wow, taică-mă când m-a trimit după cartofi. Afară era minus 25, că am prins niște jeruri, hai du-te după cartofi și eu așa. Și mergeam încolo 30 de minute, luam cartofi, înapoi 30 de minute. Mai scurt, au fost momente foarte vesele. Dar asta este. Nu regret de nimic, niciodată. Giocanna. Нет, прибыл концерт Гэнду Мэцэй, а вот только на Владимире часто, чем-то латин. Простежтем, кума фост, кавио фост эмоции лишь, câtă lume a fost și-a mai departe. Polistește-ți. Deci asta s-a întâmplat acum 20 și ceva de ani în urmă, da? Din 96 pe 18 mai. De ce zicem noi că atunci a pornit viața formației? Chiar dacă noi deja de un an și repetam, nu mi-aduc aminte exact data când am pornit prima repetiție să facem o cântec pentru Gândul Mâții, de aia am stabilit pentru noi că 18 mai este startul vieții artistice a Gândul Mâții. Eram două trupe, două formații. Erau formații Cornerstone, care din păcate astăzi nu mai știu care e soarta lor, cu siguranță ei nu mai există, nu mai știu ce fac membrii acestui colectiv. Dar aici avem o sală mai mică, sala 25, care îi spunem noi. Atunci erau două teatre în sediul ăsta. Era teatrul Ginta Latină și era teatrul Alexei Matievici. Și partea aia altă era teatrul lui Alexei Matievici. Iată că formația Cornerstone, chiar dacă eu eram aici în clădirea asta, acasă, ei au stabilit relația cu teatrul Matievici, ei s-au înțeles de sală, ei au înțeles de sunet, nu mai știu nimic, am închiriat de undeva un sunet. Biletul l-am pus, mai întâi era pe invitație, după aia am pus 2 lei bilet. Și ca să vezi, mi-am câștigat primii 50 de lei. Am împărțit la egal 25 de lei pentru Cornerstone, 25 de lei pentru Gândul Mâții. Și ne-am dus, dacă ții minte, prin anii ei vindeau băbuțele bere lângă Gemini, magazinul Gemini afară. Țigări, bere și așa mai departe. Nu s-au luat bere. S-a ieșit. Exact. Și ne-am pus în parc, am băut câte bere, am ciocnit și am zis, wow, primii bani câștigați din muzică. Asta a fost. Sigur că a fost emoționant, sigur că a fost cu gafe multe, chiar dacă și așa sunt multe gafe, da, uneori în scenă. Atunci era așa, dar era un drive, era adrenalină și erau oamenii care vor să cânte, erau spectatori foarte buni, au venit prietenii noștri, nu mai țin minte, era foarte multă lume, pentru atunci să aduni 100 de oameni, cred că era foarte. Azi uneori 100 de oameni contează mult. Dar atunci era impresionant de mult și a fost, nu mai țin minte, de pe la 6 până pe la 9, cred că am cântat, până pe la 8. A fost fain. Deci 18 mai, 96. Asta s-a întâmplat aici în sala 25, în incinta Centrului Cultură și Artă, Ginta Latină. Noroc! Noroc! Mergem la Londra!
La Bușhol? La Bușhol. La Londra. Vă serbeați carte verde. Dar tare ghinea și mi-a luat unul. Auzi? Dar eu am un văr acolo. Ajungi, mă ajungi. Cea mai veselă, cea mai haioasă istorie legată de gândul mății. Poți să-ți aduci aminte acum? Cea mai, nu cred că există, dar există cu siguranță mult. Una din, mai mult. Una din, am plecat noi în Franța cu o trupă în anul 2000, la un festival din Franța. Și am plecat cu un bus. Bus era a meu, adică lui taică, colegul de meu, vecin de meu, șofer. Și noi 6 persoane, deci nu eram între 6 cu Igoraș. Era Valeriu Mazilu cu noi trompetă, eram 5 în scenă și era ca și cum un tour manager, Mihai Curețchi, un prieten de-a nostru și șoferul, adică în total eram 7. Și ne-am pornit la drum, atunci nu era euro, deci fiecare țară și avea, dacă Italia lire, dacă Franța era franci și așa mai departe. Nu, ne-au dat dolari la drum, ne-am înțeles la un onorariu. Și bineînțeles, prima perioadă, ție ouă, legume, pâine, da? Și am mai luat conserve. Eu nu știu cum se spune în română, chilcă в томатном соусе. Așa și spune. Da, gingerică, gingerică da, sau în sos de tomate. În sos de tomate, da, și foarte mult. Și am luat cărnața fumat care nu se strică, era vară, era cald, era luna august. Am mers prin România, am mers prin Ungaria, am mers prin... Din Ungaria am trecut în Austria, din Austria în Italia și din Italia prin zona Torino, am ajuns în zona Grenoble, unde trebuia să cântăm. Mi-am scurt la a treia, patra zi, băsesc cu Serioja Rusov. Zic, eu urez, pardon, urez gingerica asta, chilcă în tomatnă în sous. Eu urez, eu nu mai vreau, în viața mea n-am să mănânc chilcă și gingerica. Am fii atent, mergem noi în Franța, am găsit organizatorii, ne-au căzat și hai să mâncăm. Și ea ne-a dus, doamna aia, mă ținut cum o cheamă, aici Aristo, și noi am văzut așa pizza. Atunci încă nu era la noi, aici pizza să fie, și am văzut așa pizza și zic, oh! Pizza faină. Și ne aduce meniu și eu merg pizza mexicană, că văzusem acolo cineva la masă de cină. Wow, în mijloc, chestii și cam toți și-au ales, nu știu. Serioja Rusov, stăia și așa, o, pizza Normandie. În Normandie, adică. Da, iubire, chestii, stăia. Nu, ne duc și aduc pizza băsistă. Vici era pizza. Pizza era numai chilcă, că m-am făcut la ouță. Serioja, am început să... Mă, noi am început să plângem de râs, iar e cu căzut sub masă. Băsistă și-au mâncat, au gustat unde nu era parte cu chilcă, cu gingerică sau cum se numește corect, pește listă. Și-au înjurat, au băut berea și aia și-au zis că eu mă duc în număr să mă culc să-l băsesc. Și normal că asta a fost așa o chestie foarte haioasă. Sau tot atunci era, noi am luat câte berea 0,5 lei, da, băsistă, eu vreau o cafea. Da, abia atunci am înțeles că cafeaua ristretto e așa, dacă știi. Ristretto e foarte mică, adică eu porți așa, știi, și apropo costa 4 franci. Berea noastră 2 franci. Nu știu cum așa s-a întâmplat. Și basistul Sergiu spune, eu vreau vă rog o cafea, nu un cafea să nu pleci. Și eu duce, nu, ne-am și bere și eu duce și o cafea și așa stă. Un bier să-l duc pleci. Un bier, știi, adică... Bun, fiecare plecare și nu neapărat turneu sau chestii, există câte situații. Și noi avem persoana care s-a evidențiat mai mult într-un turneu. Doar mă spunem, turneul ăsta este al Mitrici, sau turneul ăsta este al Iabasistului, sau turneul e al Mamba. Sau turneul ăsta... Mai multe istorie. Mai multe istorie? Da, la Moscova a fost mult și eu cred că noi putem face o emisiune numai pe istorie. Da. Формация «Гындул Мыльцин» 25 лет. Маевец, что спуне у меня? Я кредку да, потому что гынду нострю есть для повести и да, да, эмоции. Все повестишь в мод аниме. Я уреск, и никогда нам не понимаю ноциуня, что музыка дистрează, или музыка... Liniștește, muzica calmează, muzica stă acolo așa cum funda. Nu, muzica povestește.
muzica te răscolește, muzica, dacă e muzică, da? Eu nu vreau să ne comparăm cu Bach, Mozart sau chestii, dar fiecare perioadă și are eroii săi. Eu cred că noi suntem eroi perioadei respective, și adică dacă fraza nu mi-aparține, dar eu am adaptat-o, da, pentru dacă un singur om altul își îmbrățișează, zic un bărbat, da, dacă el altul își îmbrățișează persoana dragă, dacă îi spune altul la ureche te iubesc și așa mai departe, datorită unui cântec sau câteva cântece noastre, atunci noi am reușit să misiunea noastră, da, pentru că ce căutăm în viața noastră? Căutăm emoții. Zi de zi, oră de oră, minut cu minut. Muzica este o modalitate de a da aceste emoții, de a le dărui, de a le simți. Pentru că muzica trebuie să o simți, nu neapărat numai să o dansezi. Ceea ce e foarte important uneori și adică mișcarea, când ești într-o relație, dans, sunet, mișcare, chestii, da? E foarte important. Dar noi totuși, sau cel puțin eu așa cred, muzica este o emoție. Ori există, ori nu. Eu cred că noi mai putem da niște emoții prin anumite sunete care le scoate. Întrebare foarte serioasă pentru Nicu. Ce este gândul mății? La moment deja este o parte din viața mea. Sigur că au fost și momente când mai puțin m-am ocupat de gândul mății. Probabil și în perioada asta, pandemiei, ultimii 2 ani, din motive am devenit și director la Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină și erau obstrucționate de activitatea artistică. Dar eu cred că gândul mății este, în primul rând, dacă să vorbim filozofic, este o stare. Deci o stare care noi o propunem prin muzică. Este o stare care noi o propunem prin gândurile și textele care le abordăm și le-am acceptat, le-am găsit. Și credem că asta ar putea să povestească puțin din emoția piesei respective. Noi nu ne impunem ca... Pentru că arta este o chestie subiectivă, da? Arta este o părerea noastră. Deci cineva spune că a mine nu-mi place. Dar nimeni nici nu vrea să-ți placă. Noi nu putem să placem la toată lumea și nici nu trebuie. Dar eu cred că cei care ascultă gândul mății sau înțeleg gândul mății sunt oameni cu un IQ mai ridicat. Asta e părerea mea. Pentru că gândul mății nu este pentru toată lumea, nu este accesibil pentru toată lumea. Și
și o să povestesc mai târziu de ce, pentru că sunt momente când pe noi ne-am invitat în anumite zone să cântăm și lumea nu s-a adunat din cauza că lumea aștepta altceva decât gândul mâții. Eu cred că gândul mâții este un soi de filozofie, gândul mâții este o mentalitate diferită de mentalitatea uneori generală a lumii, pentru că lumea până la urmă crede că dacă cotletul cu goroc sau ciocana sau chestii că ești droguri sau nu știu, și lumea greșește când înțelege asta. Cotletul cu goroc nu înseamnă ha-ha-ha, hi-hi-hi, asta înseamnă mentalitate, asta înseamnă că noi încă suntem mulți în cotletul cu goroc, în gândirea asta sovietică sau post-sovietică, care noi mai avem, care e persistă în tot, ne trebuie să ieșim din ea, din acest așa zis confort psihoemoțional pe care pe noi mult ne atrage înapoi. Din cauza asta probabil se întâmplă și din cauza să trăim, mai bine zis, cum trăim. Da? Pentru că de fiecare dată când mergi undeva în Occident și vezi cum trăiesc nemții, francezii, italienii, spaniolii și alte, te gândești, dar de ce noi putem să trăim ca ei? Pentru că noi încă avem cotleti cu goroh în cap. Asta e. Adică noi am fost, și mai îndrăznesc că spun, un soi de protest împotriva unei mentalități care nu ne scoate din mocirla care noi stăm, dar din potrivă ne mai ține acolo. Așa că gândumeți, eu cred că este mai mult decât pur și simplu câteva note sau cânti, și este o stare, este o filozofie, dacă vrei, este o mentalitate. Cine este Vania din piesa Cotleti cu goroh? Tu cânti eu cu Vania. Vania care este un personaj abstract. Vania, da. El nu de rău, pentru că iată, și Vania stă în fața noastră, da, nu de rău. Deci este salut, Vania. Este mai mult o gândire, și nu neapărat că e Vania rusă, adică că ruski Vania, nu. Este o chestie de și apropo, aici a fost un fel de mișto mai mult, adică a fost un fel de așa de chestie, că eu sunt cu Vania, pentru că și scurt. Eu sunt cu Gicu. Eu sunt cu Gicu, eu sunt cu Colea, eu sunt cu el, înțelegi? N-a fost o chestie, dar așa, știi cum, așa a fost atunci flerul și uite, așa am simțit, așa am băgat-o. Mariana, cum ziceam, este un personaj adevărat. Naie este un personaj la fel inventat de folclorul studențesc din România. Și Vania este deja, desori îi spunem Vania Guz, Ius cu Vania, Vania Guz, Ion Guz. Și în rest mai mult, eu cred că Vania sunt eu, Vania ești tu, Vania ești tu, Vania suntem noi tăți, într-o măsură oarecare, dar nu, asta, și în niciun caz asta nu e o chestie de ceva urât, adică de înjurii, adică tu ești Vania sau chestie, nu, știi cum zici, măi Vasea, nu, nici chiar așa, adică chestii mai mult de joc de cuvinte, hai dacă vreți. Am înțeles. It's night and it's cold. See a crowd pass the trail of soul. And in our sadness, despair. The moon is your bride. And now you belong to jail. Do you feel? Do you feel this paper of tea? Will you kill? This arrow of steel in my eyes. Do you know what's in my soul? Beautiful, and you will know it all too. Yeah, it's night and it's cold. See a crowd of bars betrayed in soul. And in our sadness, despair. The moon is your bride, and now you belong to jail. Când și cum ai ajuns la acel moment când ai înțeles că vrei să cânti într-o formație de muzică rock, nu pop, hip-hop sau altceva? Este simplu. Muzica rock tot timpul, cum ziceam, se asociază cu un protest. Muzica rock se asociază în primul rând cu muzică vie. Pentru că eu tot timpul, îți spun, eu niciodată n-am văzut muzică pop cu pe viu.
chiar dacă am fost la concerte și la Michael Bublé și am văzut-o și pe Alanis Morissette, care, hai să spunem, e pop-rock, și mulți alții care am văzut post-factum. Dar atunci, în perioada aceea, îți spun, Gena Barbu m-a dus la primul concert la Maison, la Cuibul. Și am văzut drive-ul ăsta, care e, și Cuibul tot nu-i muzică rock, să spui că e alternativ greu. E gen, e tot un fel de pop-rock. Funk? Funk, da, eu atunci tot abia auzisem de cuvintele astea. Și pentru mine muzica rock s-a asociat tot timpul cu muzică vie. Cu drive view, cu tobi, cu bas, cu toate chestia asta. Și iată, eu nu văd de fapt mai interesantă modalitate de a te exprima prin muzică decât muzica rock. Asta e părerea mea subiectivă și de gusturi vine. Pentru că noi am crescut în primul rând aici în societatea asta. Deci ești 8, da, eu spun așa, 8 spartani care eram noi aici, da. Noi am crescut în muzică rock. Chiar dacă, îți spun, ascultam și Depeche Mode, ascultam și Modern Talking, ascultam și Sandra și Sissy Cage și chestii pentru că erau la mod. Uite, Lască-vă-i Maia, îmi pare rău de băiatul ăsta, Șatunov, că a murit. Dar n-ascultam Lască-vă-i Maia și eu tot timpul spuneam, spune-mi ce muzică ascult și am spun ce nu ești tu. Pentru că așa e, dacă tu asculti o muzică bună, înseamnă că tu ai gusturi bune și eu cred până în ziua de azi în chestia asta. Deci eu zodează, nu că aș fi supărat pe manele, dar eu oamenii care ascultă manele puțin nu înțeleg ce poate fi interesant în manele. Dar sunt oameni care ascultă manele și stau. Sau muzica șansonă asta de pușcărie rusească. Eu n-am nimic împotrivă, dar cum poți să-ți placă muzică de nu știu, nu vreau să fiu rău, nu vreau să supăr pe nimeni. Dar eu tot timpul m-am asociat, mai ales că, uite-te, rebeliunea din noi, noi atunci abia ieșisem din Uniunea Sovietică, independența Republicii Moldova, vrem să fim cumva, să ne găsim identitatea. Și uite, prin muzică, prin toate chestia asta, eu îndrăznesc că spune că eu sunt prima formație care am început să cânte limba română. Atunci cântam mai multe limba rusă și limba engleză. Accident, făcut un critic bordeiaș, atunci în română, că Octav Casian cânta în engleză. Și îmi pare că Cuibul, Igor Dânga, a cântat un cântec în română, dar ei așa era cumva într-o română și îmi pare că era și în rusă, îmi pare că și era în engleză, eu nu mai știu exact. Doina Rock and Roll el a făcut, da, chestiile astea. Și uite, dar era foarte puțin, foarte puțin. Și la un moment dat, noi am fost primi, că noi tot am început cu limba engleză, dar limba engleză, nu vă supărați, în Republica Moldova nu prinde. Uite, este albumul ăsta la băieții de la Furious Nails, care eu ador pe ei. Eu făcut Blue Passport. Înregistrat perfect, înregistrat undeva în Suedia. N-a prins. Și exact cum au scos câteva piese în română, undeva, sau locuri și oameni dragi, chestii, deodată lucrurile au prins. Și când noi am ieșit cu Ciocană, mai ales că erau chestii de aici, din inima Chișinăului, din inima raionului, da, din toată treaba asta și la un moment dat, hop, și tot a prins, și a prins contur, și a prins valori, și a prins popularitate și toată treaba asta. Exact ca hip-hop-ul, da, cum au început să cânte Paraziții în limba română sau Biju Mafia, toți au început să asculte hip-hop și rap în română, dar nu în engleză. Sau mulți au început să cânte în limba rusă hip-hop și așa mai departe. Același lucru. Și uite, aici multe lucruri s-au... Cum ai ajuns tu? Bine, tu ai povestit până acum ca ascultător de muzică rock. Da. Eu, în primul rând, chitara... Știi ce te-a împins ca păi, uite, să iei chitara în mână și să da, începe... Știi că noi am frate mai mare, vrei să-l copii. Și asta este o chestie logică în frații mai mici cu frații mai mari. Și fratele meu mult vreau o chitară, pentru că noi am crescut și pe cenacul flacără, pe muzică folk. Folk, adică chitară-voce. Folk românesc, Adrian Păunescu și chestii, care mi-e foarte mult. Îmi place până în ziua de azi la petrecerile noastre private, când stau în sânul familiei sau cu prietenii, eu mai cânt muzică folk, pentru că... Asta ca un fel de bard, nu-i barus. Bard, exact. Da, gen cum era Vysotsky, cum era Bulata Kudjava și mulți alții. Vertinsky. Da, păi uite că în România tot este o mișcare, acum mai puțin este populară, dar în anii lui Ceaușescu, asta era o mișcare care doar muzică folk ținea, da? Adică era cenacul flacăra, era o chestie mega populară.
Și noi ascultam pe casete, ele erau cumva interzise și în Moldova, pentru că nu se putea să vorbești atunci de cuvântul România, român și așa mai departe. Și fratele meu cânta la chitară și eu sigur că fratele meu mic vroiam cumva și eu. Și eu tot învățam aceleași cânti și eu le cântam. Deci cumva deci am prins treaba asta cu chitară, cu muzică și așa mai departe. Și am mers înainte, și am mers înainte și cred că aici a fost o scânteie importantă de a înțelege că asta îmi place. Da, să cânt, să... Măcar că am fost și în corul Lea Ciocărlie și mine m-au alungat din corul ăla. A zis că, băi, tu n-ai treabă aici, pleacă. Și eu am zis, ok. Dar când avem voce, dar vocea, important să ai auz, când timp se dezvoltă și vocea și auzul, apropo, se dezvoltă, tot, doar trebuie să lucrezi și să cânti, să cânti. Colega mea de la teatru, Nelly Ciuban, a zis, dacă vrei să faci ceva bine, fă treaba asta mult. Dacă vrei să cânti, cântă mult, cântă. Vrei să faci actorie, fă actorie mult, ca și în box. Știi, era o vorbă undeva, citisem, că ca să devii profesionist, trebuie să exersezi meseria respectivă 10.000 de ore. Și atunci tu devii profesionist în domeniul respectiv, da. De-aia am început să cântăm și, cum ziceam, cu un coleg de-a meu, cu două chitere, încercam să facem și Beatles, și Rolling Stones, și de ce nu Cenacu Flacără, și iar Beatles, și iar nu știu ce. Apropo, ceva din Mașina Vremenii, ceva din Victor Tsoe, și așa, chestii internaționale, era foarte interesant, pentru că era foarte interesant ceva să cânt. Mai apoi din Doi Nașional de Teodorovici, după asta ei au murit în 92, noi eram tot șocați și am încercat să mai cântăm ceva din Bucurați-vă prieteni, din nu mai știu eu ce. Și tot, uite așa, încet, până nu am făcut vreo 2, 3, 4 piese pe care le-am înregistrat la un bun prieten de-al nostru, regretatul Mircea Guțu, mai să-i uit numele, Mircea Guțu, muzician și el, și în studioul lui, așa, improvizat la dânsul, în studio unde el avea repetiții, noi am înregistrat piesa Liberty, care eu cred că, de fapt, ne-a lansat foarte mult și toți credeau că asta e o piesă americană, cineva îmi spunea că eu știu formația, voi ați furat-o, eu am să arăt piesa originală, zic, dacă mi-arăți piesa originală, eu mă retrag și zic, da, noi am furat-o, dar știam că nu există așa ceva. Adică, pur și simplu, lumea nu credea că la noi în Moldova poți să faci o piesă de așa calitate, de așa muzicalitate. Am făcut atunci Numai Tu, era o piesă care, apropo, nu mai cântăm de mult, dar eu le-am zis băieților, nu mă țin minte cum se numea piesa aia, And I Want to Stay, ceva de genul ăsta. Liberty, Numai Tu, piesa asta și era a patra, nu mă țin minte care. Am făcut așa un demo și le-am dat la radio, Radio Dor, pe vremea aia se numea Radio Dor. Și uite că Radio Dor ne-a făcut fiesta, atunci nu era internet, nimic nu exista, asta era în anul 96-97. Și iată, noi datorită la Radio Dor, de fapt, și ne-am lansat și la Black Elephant, s-a deschis prin 98 Black Elephant, 98 asta am făcut. Și în 98 s-a deschis Black Elephant și la noi sările erau tot mai pline și mai pline și mai pline și mai pline și de fapt noi atunci, pentru noi a fost important că asta ne-a dat aripi și noi am înțeles că hai să-i dăm mai departe. Dar exact cum, de unde am îndrăgit o treaba asta, nu mai știu. Pur și simplu am vrut să povestim ceva prin muzică, eu și-al puțin am vrut asta. Și sper că unele lucruri uneori chiar ne-au reușit. În mine
o mai bună, să nu te întristeze deloc. Ce are de zis, lasă spună. Ce importanță mai are a vorbelor goale bucoi, când hotărim orice stare. Obosite, dulce chin, să nu crezi în mințile. Am să vin, am să vin, fără știre. Obosite, dulce chin, să nu crezi în mințile. Am să vin. Despre ce tu vrei să cânti mai mult astăzi? Ce te doare astăzi mai mult? Și ce te mai inspiră să faci muzică în ziua de azi? Eu cred că, până la urmă, nu există un subiect anume. Da, eu cred că viața cuprinde, prin sensurile ei, cuprinde absolut tot. Deci e vorba și despre dragoste, e vorba și despre antidragoste, e vorba și de... nu știu, de dezamăgire, de disperare și multe altele. Sigur că astăzi noi trecem printr-o perioadă mai complicată, da? Noi avem un război în preajmă, noi am trecut printr-o pandemie în care, nu știu, parcă ăștia mai încearcă să ne mai bage pe gât, nu știu cine se ăștia și tot așa. Eu cred că dacă noi îți povestim viața la general, da, prin micile ei detalii, pentru că desuri e că mulți ar... Și eu te-aș întreba, de ce e viața? Viața este un mie și una, un milioane de istorie care se întâmplă cu noi. Uneori și niște fleacuri, niște prostii tot fac parte din viață. Că nu tot e sens profund în viața noastră. Știi, era o vorbă, dacă nu spun pe zi 5 prostii, înseamnă că ziua trecută aiurea. De aia și prostiile astea fac parte din... Și sunt importante, da? Ca după aia să conștientizeze un lucru bun, un lucru profund, da? din ziua respectivă. Eu m-am învățat mai nou și sper că vreau să învăț mai mult pentru subiectul acum. Vreau să vorbesc totul acum. Acum. Eu mă simt bine acum. Acum. Nu mâine, nu ieri deja a fost, dar acum. Și aici. Și aici. Da. Eu sunt util, important, acum și aici, cu persoanele dragi, cu persoanele nedragi, cu toată lumea care sunt aici, acum. Și eu consider asta uneori un subiect probabil mult mai important decât comunii ați spune. Când dragoste toată viața. Și ești fals, pentru că eu sunt omul care îmi povestește mie textul, nu-i aparține, el, muzica nu-i a lui și el interpretează un cântec care eu nici măcar nu-l simt, înțelegi? De-aia eu cred că a cânta viața la propriu, da, și anumite chestii, sigur că contează foarte mult și un text bun. Eu, din păcate, nu sunt textier, eu sunt un bun redactor. Sper că sunt un bun redactor, nu pot să zic mi îmi place sau nu îmi place de asta, schimbăm asta, lăsăm asta, da. Dar eu aș vrea să nu intrăm în zona de text pentru teenager, dar nici în zona de text pentru oamenii care sunt peste 60, cum unii ar zice. Adică eu vreau și noi suntem în culcare, apropo, unor texte foarte, foarte bune care să ne reprezinte, care să ne arate cum suntem noi. Pentru că nu rămâs tineri, chiar dacă noi suntem la limita a vârstei de tinerețe, da? Adică deja intrăm în partea aia de maturizare.
Dar oricum suntem tineri, oricum gândim tânăr. Eu nu mă simt nici de cum de vârstă care da, o am. Da, eu cred că noi o să încercăm să cântăm pur și simplu viața. În toate formele ei frumoase sau uneori mai puțin frumoase. Mai vezi lanternele alea din telefon? Haideți să le vedem. Târziu, prin parcul umed și pustiu. Și frunzele căzute pe pavaj îl urmăreau din tristul lor peisaj. Hotărât ai trecut o vamă grea. Undeva dulcei libertatea ta undeva, chiar riscând speră și-ai să reușești. Liber țărm, ai să găsești liber tu. Marcat ironic de delir, răzlețe gânduri și amintiri, răiesc în minte și în priviri, îi roade cu durere inima trecutul care l-a înjosit cândva. Gândul Măței, cu toții cunoaștem că a cântat și în limba rusă. La ciocana, iute stacana, la ciocana, nicrava toce rana, la ciocana, se scușă iute. Повторяются дни. Vă mai cânta formația Gândul Măței în limba rusă sau această pagină este întoarsă și cartea este închisă? Este o vorbă foarte frumoasă, niciodată să nu spui niciodată. Noi am cântat în engleză și mai avem câteva piese. Noi am cântat în ucraineană, am fost odată și am cântat, apropo, Cervona Kalina, dar nu Cervona Kalina asta, care ia boombox sau cum îi cheamă cu băiatul ăsta, Andrei Clivniuc, o cântă toată lumea cu Hei, hei, raz veseli mori, toată, nu. Noi am cântat la un festival, acum cred că prin, când era Revoluția Orange în Ucraina, noi am fost invitați de ei și noi, la un moment dat, ai zis, dacă nu aveți o piesă în ucraineană, nici nu noi veniți. Și noi credeam că ei, și când ajungem, ăla ne întreabă, ați făcut piesă în ucrainean? Și nu e așa. A, am găsit trebuie de o casetă undeva acolo. Și am repetat un autocar în care eram, busul nostru. Și cineva din colegi mi-a pus accentul ucrainean, că aici așa, aici trebuie cu cuvântul ăsta mai așa. Și uite, l-am cântat. De limba rusă, am avut proiectul ăsta foarte interesant pentru Rusia, pentru Belarus, de ce nu pentru Ucraina, pentru părțile astea CSI-ului, unde lumea, unde limba rusă este o modalitate de a comunica. Niciodată n-am zis nu. Sigur că mie mi-e foarte complicat. Eu am un accent în limba rusă, dar nu-i pe asta. Da? Eu mă simt mult mai liber, bineînțeles, în limba română, dar a fost o experiență foarte interesantă. Prin asta noi am cucerit, cred că, zeci de mii de ascultători din Rusia, din Moscova, din Gheorțimit, chiar în Vladivostok. Noi dădeam interviuri și ne așteptau, adică putea să fie o chestie foarte interesantă, cu turnee multe. Noi am fost prin Saratov, am fost prin la
zonele astea nașeste, Sankt-Peterburg și așa mai departe. Din păcate, lucrurile acum cam au degradat, da, în toată treaba asta. Eu nu neapărat din cauza războiului. Țin minte, în 2008 a fost o situație când acela Șefciuc, apropo din DDT, eu auzisem treaba asta, spunea că, băi, uite, au venit trupii din toată, din Ucraina, din Belarus, din Moldova și ceva de genul, când mă podimim ruski rock, știi, era așa o frază. Și țin minte, atunci cam lucrurile s-au cam spart sau cam limitat sau cam interzis anumite chestii. Nu că s-au interzis că zis că ăștia să mai intre în Rusia, nu. Dar nu se mai organizau concertul. Țin minte chiar Șozdob și Șozdob, care erau prezenți, omniprezenți, da, în Moscova, aveau mult mai puține concerte și foarte rar apăreau. Din păcate, acum situația politică, da, cu Rusia, care este mai izolată și tot mai izolată, sper lucrurile să aranjeze într-un viitor apropiat. Eu nu zic nu, dar știi, este o vorbă. Hai să încercăm să mai cântăm și în limba română, să vedem câte putem să povestim. Dar în rusă, au mai fost, apropo, niște petreceri private, ne-au rugat să cântăm pismo în rusă sau ceva de genul. Eu niciodată nu spun nu, mai ales că noi am avut niște textieri extraordinari. Era Natalia, Natasha, o să-mi duc aminte. Este Alisa Iagubeț, cu care noi am lucrat foarte bine. Macuni, Natalia, Natasha Macuni, o textieră extraordinară din Moscova, care a făcut niște texte foarte profunde și foarte, foarte interesant. Adică este foarte multă lume bună cu care aș discuta. Același Mișa Cozărev, care din păcate acum este plecat în hai să spunem așa, din motive bine cunoscute, da. Care noi am stat, îți aminte, noi eram la nașestră și el avea un pepene verde, un arbuz și i-a duc moldovanul s-a arbuzom și noi am dat niște conia bun și chestii și am stat. Tip extraordinar de fain. Da, dar asta este la moment, este ce este, dar cu siguranță că poate într-o bună zi o să revenim și la vreo piesă, două, să o facem, da. Eu poate m-aș gândi la o piesă să fie în română, în ucraineană și în rusă, o chestie așa mai de internaționalism, să-i dăm o anvergură, să-i dăm că viața contează. Contează bunul simț, contează dragostea, contează viața pe pământ, în primul rând. Și noi toți cei care suntem aici în zonă, să uităm odată și pentru totdeauna de rachete, de explozii și de moarte. Cel puțin de moarte din cauza armelor, da? Viața și așa e scurtă și desor nu reușești nici măcar să uiți în stângă, în dreapta, că deja tot s-a terminat. Și aici, atunci când viața ți este luată din motive nu știu care, stupide și neclare, atunci lucrurile chiar nu sunt înțeles și eu nu pot să înțeleg asta. Хай puțin să trecem la tema sportului. Chiar e interesant. Cum așa s-a întâmplat că formația Gândul Mății a compus, a cântat imnul pentru clubul Zimbru, echipa de fotbal Zimbru. Da. S-a întâmplat acum prin 2000 și ceva, când echipa sau fotbal club Zimbru împlinea 60 de ani. Uh-huh. Care era cândva Nistru și așa mai departe. Deci inițiativa aparține compozitorului Marian Stârcea, uh-huh, care și muzica apropo a lui, doar că noi am făcut aranjamentul împreună. Și l-am cântat împreună. Text era Radmila Popovici. Acolo este o mică gafă de text. Zimbru nu poate fi campion, dar campioană. Echipa e la feminin. Și Zimbru e campion sau Zimbru e campioană, ar fi corect. Dar mă rog, nu e pe asta, nu intrăm acum în detalii. Și noi l-am cântat la deschidere. Atunci președintele era Voronin. Eu țin minte, noi am registrat piesa asta. Noi ne-au făcut tricouri. Eu tot apropo am acum un tricou cu Nicu, da, eram 1 sau 0 sau 10, pare că eu 10 mi-am luat numărul 10, că nu-mi plășează timpul 10, de la Maradona, de la toți aiești, eram, da.
Așa, a fost o experiență foarte faină. Noi după aia l-am mai cântat, cred că dacă vreo două ori, din păcate. Piesa e destul de reușită, piesa e destul de dinamică, e destul de faină și, mă rog, dar, din păcate, Zimbru, știi cum eu ziceam odată, nu vreau să supăr pe nimeni, niciun caz. Dar, din păcate, Zimbru, dacă ar juca Zimbru cum am cântat în piesă, atunci ar fi fain. Dar cum s-a ajuns că anume formația Gândul Mâței trebuie să... Marian Stirce, cred că ai, nu s-a, adresat, cum, s-a adresat și bun, eu nu mai știu dacă Zdubi sau altcineva a încercat să cânte, nu știu dacă au fost abordați. Nu știu că am fost abordați noi, noi am discutat și de sumă de bani, care sigur că să nu fie gratis. După asta am zis, băi, experiență interesantă, de ce nu? Îți minte cum noi cântam pe, bun, era cu playback, că nu puteai să cânti live. Toată treaba aia, pentru că erau niște boxe masive și ne cântam și a fost o experiență faină. Alergam pe tot stadionul ăla, erau majorie pe fete din astea, știi, care erau din cheerleaders. Da, da, exact. În primul rând ți-am zis că este unul cu gaful de text, care nu o să-mi fie iertat mie să cânt, pentru că Zimbru a fost cumva o traducere din rusă, da? Zimbru campion, dar de fapt e română, da, el la masculin, dar de fapt echipa Zimbru e la feminin și ea e campioană, da, nu campioană. Asta e unul și bun. Avem și noi momentele noastre, că noi cântăm mai mult piesele care sunt făcute de noi, totuși, 100%. Și sigur că, știi, desori te mai auzi, cineva strigă, vreau piesa asta, sau vreau piesa asta, sau vreau piesa asta, și din păcate nu s-a mai strigat, zimbru. Da, și ea undeva, sincer, acum să mă rog și să o cânte, nu mai țin minte. Adică, să mă aduc aminte, dar au trecut foarte mulți ani, cred că peste 15 ani, mai mult. Формация Гэнду Мэци, ее нам обсерват, как сопротивчик был в интервью. Зимпу с Добши с Дупа кантат «Видели ночь» в кино. Платила нечто формации и Молдова, и Румыния, Украина, Русия, Чину. Нам возьму Гэнду Мэци, ну, платить, по где чем? Ну, что, мы им партичпат удата, и в том числе, ла... Да нам факут кавер ла пьеса, лыд Цой, мы им кантат Цой, да, цемин такую мемя штуку, Вань. Era Ruslan Spătaru din Ioj, organizatorul meu, pe la Albion asta se întâmpla. Dar n-ai cântat Ruslan. Dar eu am cântat două piese, cu siguranță a fost un primat. Noi am cântat o piesă, dar era încă viață, domnul Dolgan, era formație noroc, mi-a făcut o limba rusă. Pacimu, place guitară. Da, este așa ceva. Acum, apropo, să participam la un tribut în memoria lui Iuri Sadovniu. Noi să facem o piesă. Pentru că l-am cunoscut personal, mi-a făcut și n-am debutez. Da, și am...
am avut ocazia să mulți să comunicăm, din păcate ultima perioadă chiar mai puțin din cauza că și pandemia l-a izolat undeva acolo, dar trebuia să fie un proiect, un concert mare, pe la filarmonică, încă și filarmonică era vie, nu era arsă, mai în scurt, îmi pare foarte rău că n-am reușit multe. Și el a plecat și uite acum o să ne implicăm. În rest, nu că n-am vrea noi, n-am prins cumva niște proiecte și poate nu ne-am invitat chiar. Da, adică să participăm. Dar eu cred că o să avem ocazia să ne implicăm. De ce nu? Da. Eu aș face niște, poate vreo piesă de la Ștefan Petraie. De la Ion Doina și Alu Todorovici. Da, poate... Siguranță s-a dovedit. Noi avem muzică foarte bună, dacă să vorbim de muzica noastră, de aici, din Republica Moldova, din Basarabia. Dar proiecte mondiale, nu știu, gen Metallica, Rolling Stones, Beatles și așa mai departe, cred că vorba aia, dacă o să fie un proiect, fim primi. Și dacă ne invită cineva, sigur. Eu sunt Nicu, noi suntem o mică parte din Dundumâței, ne vă spunem o seară frumoasă! Pe 15 martie, Gândurmâției vor susține un concert la Roma, în capitala Italiei, unde sunt așteptați de mai multă vreme de diasporă. Sunt sigur că va fi un concert absolut extraordinar. Alo, șeful, eu undeva pe împijori n-am spus să ies pe rută. Ne-a chicat un calâmb tare serios la Roma. În Italia. Un calâmb cu masline. Ce-i flăcă? Mașina-i spalată, bacul-i plin. Piesa Naie. În piesa Naie, cu toții auzim cuvântul pizdă. Du-ne-n pizdă, mă, din Naie! Ministerul Naie, da, 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 da. Știu că piesa nu este Gândul Mâții. Este o adaptare a Gândul Mâții. Da. Eu am auzit-o, revin la fratele meu. E piesă, din câte am înțeles eu, din folclorul studențesc, anilor 60 din România. Uh-huh. Și fratele meu, prin niște colegi de lui, o adus-o. De fapt, sunt 4 strofe, poate ele și sunt mai multe. Păi, acolo nu atât e vorba de cuvântul pizdă, cât e chestia asta, că du-te în pizdă, mă, tinaie, ministerul n-are cu aia. Adică e o chestie de joc de cuvinte. Da, că naie s-a născut în paie, mititel și tare în coaie. Și ne pare haioasă. Ea mai mult pentru asta a fost făcută și plus am făcut un aranjament, apropo tot cu Valera Mazâlu, dacă tot discutam despre el, cu fram, 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 trompetele astea tot care sunt. Și pentru urmă, pentru că ele sunt de fapt două, trei note, da? Și tot așa improvizam într-o repetiție și am zis, da să-l scoatem. Desori ne-l roagă să-l cântăm.
pentru cuvântul pizde. Nu neapărat. E un cântic vesel și... Un cântic vesel și are cuvintele astea mai puțin haioasă. Eu vreau să te întreb despre altceva, da. Deci eu am spus despre cuvântul pizde din piesa Naie. Personal tu, ce părere ai despre lexicul necenzurat în piesele muzicale? Dacă ele sunt la loc potrivit, eu accept, dar să nu fie așa pus că, uite, ca să atrag publicul, da? Pentru că pe mine mai mult, desuri în unele piese, mă deranjează că eu atrag atenție la cuvântul ăsta și uit din tot contextul general, da? Așa că, nu știu, da, eu nu mă deranjează dacă e bine pus la locul potrivit. Adică eu cred că Naie, Coaie, Naie și acolo, du-te în pizda mătii, Naie, nu cred că deranjează, chiar dacă noi am fost printre primii din Republica Moldova care au utilizat, așa zis, înjurătură în muzică, da, în cântec. Dar în linii generale, nicio problemă. Totul depinde de context, totul depinde cum este aranjat, cum este folosit și atunci înainte. Și treaba asta cu 18 plus, general, în Italia înjură și copiii și la televiziune se înjură și chestiile astea nu se așa uite cu toți. Wow, de ce faceți asta? Pentru că e vorba de cultura unei comunități, unui popor, dacă ea face parte din cultură, e ok, dacă nu, nu știu. Probabil că noi n-am crescut, n-am ajuns la faza ca să... Eu mai nou observ un fenomen în teatru, da? Cum se bagă în jurăturile în teatru și chestii. Și sunt unele atât de bine plasate, perfect, de două, trei ori într-un spectacol, dar unele este exagerat și atunci mine asta mă zgârâie, mă doare chiar. Uh-huh. Pentru că eu atrag atenție numai la înjurături și nu atrag atenție, de fapt, la celelalte elemente legate de acest spectacol, de starea lui. Pentru că sunt personaje care el trebuie să înjure. Așa el e făcut din a înjurat. Cred că ai prieteni din ăștia, cunoștință. Cunoștință, mă mine, care gura e bruienoasă. Da, na doar... huiblea, na huiblea, na da, huiblea. Da, na huiblea, na huiblea, na da, huiblea. Da. El e personaj, el așa e de prins. Deci tu, băgând într-un film sau într-un spectacol așa un personaj, tu respectiv trebuie să ai doar așa un personaj. Și viceversa. Sunt personaje care iată nu se potrivesc, da, sub nicio formă, da, că el se înjure, el așa e intelectual, cu literă mare, unde el scoate niște cuvinte care trebuie să stai cu dicționarul, da, să le descifrezi, da. Și asta iarăși e altă parte a unor lucruri și înseamnă că pe personajul este făcut așa. De-aia eu cred că muzica sau înjurătura în muzică, ea trebuie să fie dozată și trebuie să o simți. Trebuie să o simți. Eu sunt pentru libertatea în gândire, dar iarăși e vorba cum o faci. Și exprimare. Exact. Da, pentru da, exact. Libertatea, da. Da, de exprimare. Corect. Cel mai mare vis al tău legat de gândul mâții, care a fost și care este acum? Eu cred că de fiecare dată spate mai mult de avut evenimente, turnee, concerte. Știi cum? Este loc de mai mult, de fiecare dată este loc de mai mult.
În același timp n-aș vrea să fim peste tot, pentru că eu consider Gândumâți ca un coniac de 25 de ani care stă așa undeva acolo doar să-l guști. Eu nu vreau să fim o bere care o bei și la un moment dat ți-a așa și-o piși. Înțelegi cum poate e ok să fii când ești la modă, tu ești o bere bună, rece și repede și ai pișat-o și repede așa. Eu consider Gândumâți ca un coniac de 25 de ani așa, care stă acolo bine, care îl savurează și dar nu mai mult, că dacă începi să bei coniac cu litrele, poate să-ți iasă pe dos toată treaba asta, știi? De-aia eu cred că sigur că se putea mai mult de făcut turnee. Eu cred că peste mai multe orașe, chiar și în acea Românie, chiar și în acea... Nu vreau acum să intru în detalii, dar pe noi și ne-au înghițit și ne-au gătuit unii. O să povestesc că poate altă dată, poate odată am mai povestit-o eu, dar nu mai vreau acum să accentuez cine și cum. Dar există o concurență, bineînțeles. Există o gelozie, bineînțeles. Există poate o invidie, bineînțeles. Pentru că noi, până la urmă, mergem doar cu muzica noastră. Noi cover-uri nu facem. Dacă am făcut unul sau două. Da, și noi prin muzica noastră am răzbătut, prin identitatea noastră, prin autenticitatea noastră, chiar dacă sigur că nu noi am inventat rock-ul, dar cel puțin noi avem o părere în muzică, pe când eu aș putea să pun la... stăm și să vă discutăm despre alte păreri în muzică, da? Eu vorbesc acum strict din punctul meu de vedere a consumatorului. Nu de concurență, că nu suntem firme de telefonie mobilă, să vedem cine are mai mulți abonați sau... Muzica este o artă subiectivă ca toate altele, dar cel puțin cu ce mă mândresc și pot spun că și cu colegii împreună, noi suntem autentici și Gândumâții se aude de la o poștă și asta e Gândumâții. Și asta mult contează, în a avea o părere și o identitate, da, în arta pe care o faci. Nu știu. Viața este o poveste cu eroi adevărați care des ne joacă peste când cu ea nu te împarți. În conflicte nesfârșite zilele le consumăm prin invidii și ispite la un trai mai bun visăm. Visăm, 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 visăm. O viață se compune nu doar din zile bune, ci dintr-un secund al Nicu, în următorii 25 de ani, ce să mai așteptăm de la Gândumâți? Eu sigur că vreau cel puțin o dată la 2-3 ani să mai scoatem muzică, da? Repet, eu cred că noi mai avem ce povesti. Nu știu, în tumultul ăsta, știi, minim, nu mă bucur tare când apar formații noi, tinere, de muzică rock. Pentru că lumea asta probabil nu mai simte că trebuie să protesteze. Protest nu înseamnă să ieși în piața Marea Adunării Naționale și să protestezi împotriva guvernării. Nu.
Protest înseamnă când tu protestezi pentru ceva și nu neapărat că nu e gaze naturale sau că e război sau că e pandemie. Nu. Astăzi lumea, având telefoane mobile și având cont pe Instagram sau chestii, fiecare își povestește, eu am mai spus-o odată, fiecare își povestește PS-ul și el crede că el, dacă a făcut, iată, eu nu, da, 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 da. Și astăzi lumea, probabil că el e satisfăcut din cauza că el și-a povestit un stories și e ok, și el nu mai vrea nimic. Pentru că dacă observăm tendințele de muzică rock, așa sunt mai diminuate. Deci, probabil trebuie să apară un fenomen, cineva care este pur și simplu făcut pentru a face muzică rock, da? Exact cum poate la italieni a apărut un Maneskin, așa, hop, a apărut. Băieți fantastici, talentați, foarte buni, foarte interesanți, cu un drive și cu o chestie deosebită. Eu nu știu ce trebuie să apară. De-aia gândul ca să revin la întrebare. Eu n-aș vrea să scoatem piese numai de dragul ca lumea zic, a, să mai scos ceva. Deci, noi o să găsim momentele astea când o să mai scoatem câteva cântece bune, nu neapărat un album, las fie un single, las fie două, las fie trei. Eu apropo am niște piese din atunci când nu le-am scos și le-au rămas și le sunt foarte bune, părerea mea că sunt foarte bune. Și eu vreau să le scot, pentru că sunt unii care zic că Gândul Mâții la început era cel mai bun Gândul Mâții, alții spun că Gândul Mâții acum s-a mai maturizat și acum e foarte bun. Părerile se împart și asta e foarte bine. Asta e foarte bine. Cu siguranță că noi nu mai suntem băieții cei din 96-97, noi suntem băieții din 2022-23, da, și mergem înainte. Dar eu aș vrea că cei ce o să scoatem noi să ne placă în primul rând nouă. Pentru că eu tot timpul noi ne punem cum aș fi eu ascultător, ce mi-ar place mie să ascult, înțelegi? Și eu cred că asta e cel mai important. Eu niciun caz nu vrem să facem muzică pentru publicul care dă lumea să zică ea că eu așa ceva vreau să ascult sau eu așa ceva vreau să ascult. Nu este adevărat. Un designer de modă nu se duce în public să întrebe cum vreți să vă îmbrăcați la anul. El dă tonul, el vine și propune și lumea ori acceptă, ori n-acceptă. De-aia așa o să facem și noi. Și eu cred că să fim sănătoși, da, următorii 25 de ani, dar eu cred că noi cu siguranță să ne scoatem câteva, hai să spunem, dacă nu albume bune, dar piese cu siguranță, nu câteva, dar mai multe piese bune. Și sper poate vreo 2-3 albume să iasă, pentru că problema nu este în cantitate, cum o fac unii, problema este în calitate. Și ce rămâne, care șleiful ăsta, care rămâne în urechea ta și în sufletul tău după ce ai ascultat o piesă sau alta. Pentru că muzica de distracție este atât, de a dansa, de a sări, de a face iu-iu-iu, chestii, da. Dar muzica care puțin te atinge și te mișcă, atunci chestiile astea sunt o leacă mai complicate, da? În același timp, parcă tot e simplu, dar în același timp e foarte complicat. Da, eu cred că oricum, Gândul Mâții o să mai scoată muzică și o să ne mai auziți. Atât. Atât să-mi scrii, perduta mea iubită, cum mai trăiești? Să-mi scrii ce faci, să-mi umple anii repezi și săraci, cu chipul tău curat de neagră ceață. Atât. Atât să-mi scrii, pierduta mea iubită. Să-mi scrii ce omiliți-ți bat în prag. Să-mi scrii, eu la răspundere să-i trag. Să-mi scrii cât ești de fericită. Atât, atât să-mi scrii, pierduta mea iubită. Atât, atât să-mi scrii, pierduta mea iubită. Să-mi scrii ce omeliță-ți bat în prag. Să-mi scrii, eu la răspundere să-i trag. Să-mi scrii cât ești de fericită. Te duc cu bine la lea suavă, destin curat, apus fulgerător, nu te acuz, nu!
Adio. Eu te ador. Prețuiți-vă, iubitele, prețuiți-vă, dragostea voastră, uneori poate fi prea târziu. Vă mulțumim! Ce aș vrea eu să spun, ocazia aproape, aproape sigur, un sfert din veac pentru ceea ce facem, pentru muzica, pentru gândurile, pentru emoțiile care le-am făcut, care le-am povestit, da? Care le-am dăruit, care le-am degajat. Eu vreau în primul rând colegilor să le urez sănătate. Eu vreau colegilor să le doresc curaj și să nu uite din flerul de a povesti lucrurile ca și cum le povestești prima dată. Pentru că desori se întâmplă cu câte care au cântat deja de vreo 20 de ani, nu mai vrei să o povestești ca din prima dată. Eu cu siguranță vreau să le doresc cât mai multe evenimente împreună. Pentru că a renunța este mult mai simplu decât a te ține și a merge înainte. Eu chiar îmi doresc și mie și colegilor turnee haioasă, să mâncăm gingerică, sos de tomate cu Sergiu Pasistu și nu numai, da, și noi mergem și cu trenul, să mai zburăm cu avioane, să călătorim cu busuri, așa mai departe, pentru că aventurile astea muzicale, ele sunt absolut de nedescris, ele sunt de neînlocuit. Numai cei care fac muzică și au mai amblat, numai ei înțeleg ce înseamnă un turneu, numai ei înțeleg ce înseamnă o aventură frumoasă, da, dintr-o expediție muzicală, dacă putem spune așa. Da, și sigur că piese noi, gânduri noi, idei noi, emoții noi, pentru că eu nu cred că lucrurile se sting, eu cred că lucrurile pot să te mai plictisești de anumite chestii. De-aia zic să nu ne plictisim, să găsim în noi de fiecare dată acea flacără sau acel licăr de gânduri, de emoții, de muzică bună, pentru că eu știu, noi mai putem face muzică bună și eu cred că
cel puțin, sau hai să zicem, măcar încă cam pe atât să mai cântăm și lucrurile să fie bine. La mulți ani! Dragostea și tocmai acum soarele mi-a văzut în ochi, cred că sunt luminat.